Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de gameplay. Am citit comentariile voastre și am văzut că o grămadă dintre voi vreți să continui povestea de viața lui Felix, ficățelul fericit, așa că să-l întâmpinăm cu multă dragoste. Felix! Uitați-l ce frumos e. Felix se trezi de dimineață cu fața spre dulap, ca de obicei, pentru că dormea în picioare. Felix nici de cum nu merge să moare acum pe cineva, uitați-vă la el. Cred că merge să-și cumpere scutece și farduri. Așa că se urcă pe motoretă pașnic, activase GPS-ul acolo, Gang War, și direct avea o misiune acum. Trebuia să cumpere scutece, după cum am spus. Și cred că a venit momentul să aflați până atunci povestea de viață a lui Felix. Sper că știți că eu habar n-am ce vorbesc aici, tot inventez amul, dar nu-i bai, voi prefaceți-vă că mă ascultați și că mă credeți. Așa, deci, Felix s-a născut într-o familie de 12 boschetari. Felix își iubea părinții până când au fugit de acasă și l-au lăsat pe străzi, pentru că pe străzi locuiau și înainte. Dar părinții lor găsi niște străzi mai călduroase. Mă rog, Felix a crescut într-un mediu dur, numit WC-ul public și pe unde apucă, și mai în termeni academici, pe unde pula lui au apucat, până a ajuns la maturitate. Să știți că la un moment dat, așa cum îl vedeți voi acum, pe acest om matur și serios, cu preocupări intelectuale, el era doar un copil. Băga-mea și pula, vine poliția iară după noi. Așa. Și până la urmă, dragul nostru, Felix s-a căsătorit. Și ce se întâmplă? Nu, nu, nu mai am baterie în asta. Nu mai am baterie în tastatură, oameni buni. O secundă. Doamne, fuchia, mă. Da, hai, mă, baterie. Bun. Bun, înlocuim bateriile și totul va fi bine. No, hai, fraților, hai să rulăm. Uite ce fain să pricepe Felix, ați văzut? Felix s-a născut pe motoretă, la propriu. Mă, l-a născut pe motoretă, pentru că... Nu, de ce sunteți voi așa curioși? Și Felix și-a dat seama atunci, avea niște probleme. Felix ura gașca manelarilor. Deadbeats li se spune în joc. Eu vă pot asigura din surse sigure că sunt niște manelari tipii. Ia uitați-i. Așa că și-a luat pistolul, dragul de el, o călca vreo trei oameni în trecere, uită că numai unul, și s-au apucat. Bă! Maneliștii nu l-au băgat în seamă. Așa că o apelat la forță brută. Muriți cu Florin Salamul vostru cu tot. Muriți, muriți. Shotgun-ul... Ha-ha, ha-ha, ha-ha. Pare rău, chiar îmi pare foarte, foarte rău. Foarte rău îmi pare de voi. Eu sunt un băiat de treabă, dar dacă mă enervați, atunci vă fute Dumnezeu. Și atunci Felix lua bâta și îl mângâie romantic peste cap pe domnul. Nu mă, stai că mor, mă. Bă, ești șmecher, mă? Ai fute-i tu pe ama ta. Și rămăsesem la povestea de viață, înlocuim motoreta asta pentru că e mai faină. Deci Felix a avut și o soție, mă, până a omorât-o. Și Felix își iubește și cei doi copii, avortați de altfel. Și lui Felix i se făcu foame. Așa că se coborâ cu shotgun-ul în mână, dar îl băgă în buzunar și dispăru într-o secundă shotgun-ul și se duse desigur, înainte îi sună telefonul, se prefăcuse că nu auzi și se întoarse. Fute-i pe măta, spuse Felix. Desigur. Așa. Și Felix făcuse rost de o nouă slujbă. Acum nu mai era șomer, acum fura motorete de pe stradă. Acum putea să fie mândru. Așa că se duse și își cumpără un hot dog de tătă pula. Și atunci se uită la portrete. Și se gândi Felix. Vreau și eu să devin un artist. Așa că în secunda următoare deveni și el un artist. Hai dați la hot dog! De ce nu vreți să cumpărați hot dog de la Felix? Felix ura concurența. Felix știa că trebuie să-și elimine concurența într-un mod inteligent. Și cu totul legal. Dar mai știi ce? Mai lasă-mă în pula mea! Care-i șmecheracii? Care-i șmecher? Da, deci așa reușea Felix de fiecare dată să-și strice ziua. Și până în maxim 2-3 ore Felix murea de fiecare dată. Și să nu vă mirați dacă o să fim urmăriți de poliție în fiecare episod la 5 minute după ce am început să filmez. Dar Felix, trăind acolo adrenalina la maxim, își dete seama că nu este chemarea lui să fie un artist. Așa că luă totuși, așa să aibă de rezervă pe mai încolo, aia de ketchup, ia-o o dată, măcar avem tătă ziua, mori! Așa că renunță la ea, băga mea și pula și-o da cu capul de ciment. Se pare că până la urmă s-a recuperat din doar 13 gloanțe în creier și o contuzie cerebrală. Așa că se gândi, ce vreau să fac cu viața mea? Și atunci își dete seama, atunci își dete seama ce face cu viața lui și se aruncă în fața unui motor și zbură peste el, ce pula mea. Până când
un cetățean l-a jignit pe stradă și atunci Felix a spus: "Bă, pulă!" Cetățeanul nu i-a răspuns înapoi, așa că Felix se enervă și spuse: "Vorbește cu mine că am aflat ceva despre tine." Străinul răspunse: "Așa faci?" Și atunci Felix explodă ura în el și dă-te un pumn direct în ceafă. Străinul încercă să riposteze, dar Felix era un soldat născut, înarmat, cu pumnii de fier, așa că își luă un pumn direct în față și încă unul și încă unul, până se hotărâ să fugă în pula mea, pentru că era o muie de om și nu se știa bate. S-a ascunse după tomberon, dar fusese găsit în următoarea secundă, așa că se gândi: cui-i trebă pumni când ai mitralieră? Uite și pe ăsta care shotgun, băgat să-i pula mă, dar hai de capul meu, era să mor. Felix era regele străzilor. Sunt regele străzilor, spuse Felix, până când îl urmări poliția din nou, așa că se gândi să cumpere o mașină din parcare și să încerce să o testeze, să vadă dacă îi place mașina, dacă merită să o cumpere, desigur, până când ce pula mea se întâmplă și o lua la fugă. Iar acum era iar în urmărire generală. Și atunci, drifting direct! Da! Felix umbla ca orice om normal pe trotuar, cu mașina. Oamenii n-aveau nimic împotrivă, mai ales că nu aveau voie să aibă ceva împotrivă. Așa că Felix se enervă și mai cu mai multă furie decât niciodată îi dete o... Nu-i dete nimic, căci el căzu singur la pământ, dar când se ridică, îi izbi un par păstă ceafă și omul căzu inconștient la pământ. Mai era în viață dacă nu mai trăgea de 10 ori cu shotgun-ul în el. Nu, ce se întâmplă? Iar mi sternă bateriile în tastatură. Nu pot aici să filmez ceva normal și eu, Doamne, Dumnezeule mare. Nu uitați, așa se încarcă bateriile, vedeți? Pentru că e 3 noaptea și nu-i deschis niciun magazin din zonă și ți-e frică să nu te bată vampirii pe stradă. Merge de fiecare dată. V-am spus? Uitați, mare, perfect. Felix îl recunoscu pe bărbatul care i-a dat viață. Tată! Spuse Felix uitându-se la el. Omul nu l-a băgat în seamă. Felix era jignit. Așa că încercă din nou să vorbească cu el. Tată! Strigă Felix. Tată! Mă mai ții minte? Sunt fiul tău! Ah! Nimeni nu știe acum unde trăiește Felix, prin ce catacombe întunecate. Nitalni, e șmecher, mă, noha! Ai văzut? Eu sunt ăl mai șmecher. Și atunci Felix era în sfârșit la înălțime, așa cum își dorise de când era mic. Era timpul să se răzbune pe această societate bolnavă. Era timpul să se afirme. El era Felix. Așa că așteptă momentul oportun și când nu trebuia să tragă, a tras și a tras și a tras și nu se întâmpla nimic. Felix se descurcă în orice situație. Felix este... Nu, nu, trag după mine, ajutor! Care-i problema, că n-am înțeles? Apoi așa... Scuze, bă. Pare rău, n-am vrut, no. Apoi dacă nu te văd... Ce faci, bă? Apărătorul societății, du-te în pizda, mătii. În ziua de astăzi vin cu elicopterele. Să vină și cu tankurile, cu avioanele. Felix este de neprins. Credeți că aia mă oprește pe mine, mă? Ai, fută-vă Dumnezeu să vă fut, amu. Felix la putere! Mori, grasule! Doamne, cum s-a dus? A avut efect. Felix știa că nu mai are nicio șansă. Așa că se hotărâ să se înscrie la o cursă ilegală de motorete pe străzi, fără ca celălalt personaj să fie conștient de asta. Ciao, mi-a făcut plăcere să ne întrece, mai a fost un oponent pe cinste, spuse Felix. Și atunci se întâmplă accidentul! Acum Felix stătea și se uita cu superioritatele el, până când o vrut să ridice și atunci fută Dumnezeu să fută. Nu știu, Felix, se dădu seama că încă este urmărit, așa că se hotărâ să escaladeze acest munte și rămăsese împotmolit, așa că se își dădu seama că nu-i un plan chiar așa de bun. Și venea SWAT-ul după el, ai de pula mea și fută Dumnezeu, așa că Felix făcu rost de o dubă blindată. Ce putea să fie mai fain decât o dubă blindată? Este mașina mea, am cumpărat-o de drept, striga Felix, disperat din dubă. Așa că Felix știa unde merge, nu lăsați-mă în pace, știa unde merge chiar în momentul de față, chiar dacă părea că se cacă pe el de frică. Ați văzut? El de fapt a vrut să facă de la bun început și când elicopterul credea că nu-l vede nimeni, atunci l-au futut-ți Dumnezei în cur. Dar poate că nu, și-a dat seama că singura lui șansă de supraviețuire este să trăiască singur în pădure. Da, da, s-o credeți voi, lăsați-mă în pace, natura mă iubește, eu iubesc natura, de ce trebuie să interveniți voi? Nu, nu. Nu! El simă tampis, dă-na și ție să-ți ajungă.
Așa că se aruncă falnic de pe stâncă, dar nu se răzgândi de fapt. Așa că Felix se întoarse, își luase bâta de baseball și și-a dat seama că singura lui șansă este să se strecoare prin tufiș. N-aveau cum să-l vadă prin tufiș. Și așa că ieși prin plină surpriză și le dete câte o bâtă în cap la fiecare polițist, dar muri de fapt cu capul în iarbă. Cam atâta, oameni buni, și cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, tot ce trebuie să faceți e să mai lăsați comentarii cu îl mai vrem pe Felix și o să mai primiți Felix, de ce nu? Și lui îi place de voi. Numai eu vă urăsc. Bine, cam atâta, v-am pupat. Ne vedem data viitoare.